A doua metodă pentru reglarea pârghiilor, mă folosesc de o priză care am confecționat-o dintr-o priză veche. O introduc în butucul la discu de la motor. Pe urmă am făcut un manșon și va intra pe această priză flash, fără joc. Pe acest manșon am făcut două talere de disc sudate, unul pentru motor, pentru cutia de viteză, pentru pârghii, altul disc pentru priza de putere. Și execut în felul următor. Introduc manșonul cu discurile pe priză până ajung în pârghile de vraiere. Aici am pentru pârghile de la motor, de vraierea cutiei de viteze. Aici pârghia este pe taler. Aici pârghia mai trebuie vreo 7 mm să o strâng, să o aduc până în talerul de reglaj. Am ajuns cu pârghia în taler. Așa voi face și cu a treia pârghie. Cu acest dispozitiv sunt sigur că am aceeași distanță între vârful cățelului față de rulmentul de presiune. Acum, pentru a verifica distanța între vârful pârghiei și marginea carcasei ambreiajului, voi așeza un liniar și voi verifica distanța de 80, care trebuie să am 80 de milimetri, ce trebuie să o am între vârful pârghiei și marginea carcasei. Am montat liniarul pentru a vedea dacă avem aceeași distanță necesară între vârful cățelului de la discul cutiei motorului. Avem între carcasă și liniar, avem 80, cealaltă parte măsurat are 80. Trebuie să fie egale. Aceeași distanță trebuie să avem la toți trei cățăii față de marginea carcasei. Aceeași operațiune executăm cu întorcând talerul pentru priză și verificăm față de pârghia de debraiere. Această pârghie este pe vârful talerului, cealaltă pârghie mai trebuie reglată vreo 5-6 mm. Strângem piulița de la tija cu filet a pârghiei de la priză până când apropiem până se apropie vârful pârghiei de taler. Am ajuns cu pârghia de debraiere în taler. Așa vom regla toate pârghiile de la priză. Verificăm cu rigla montată pe
vârful, pe vârful pârghiilor și verificăm distanța între marginea carcasei și vârful pârghiei la pârghiile de la priză. Trebuie să avem 98 de milimetri și pe o parte și pe aia la altă a carcasei, pentru că distanța între rulment și marginea carcasei, am avut 100 de milimetri, aici o lăsăm la 98 pentru a avea puțin joc între rulmentul de presiune și vârful pârghii de debraiere. Când va fi montat cuplat sus motorul cu carcasa cutiei, în ambreiajului, atunci mai putem, dacă e cursa prea mare, la pedală putem să mai mișcăm puțin strânge sau slăbi, după caz, din tija filetată a pedalei. Să reglăm cursa jocului liber la pedală.